După ce am născut prima dată, când foarte multe dintre colegele mele de breazlă ieșeau din spital în pantaloni scurți și cu talie 60 și eu nu, eu am ieșit cu hainele soțului. Am decis să-mi schimb cu totul stilul de viață și să nu mă mai întorc acolo unde am fost. Faptul că am slăbit 40 de kilograme și nu le-am pus la loc și încerc, adică mă lupt zi de zi să nu se întâmple asta, este un lucru de care eu sunt mândră. E foarte important să fii atent la tine, la ce îți transmite corpul tău despre lucrurile care îți plac și lucrurile care îți displac, să-ți dai timp, să înțelegi ce merge și ce nu merge, să fii de partea ta, să spui nu când îți dorești să te oprești sau când îți dorești ca altcineva să se oprească și să-ți oferi lucrurile care îți fac bine, încercând în același timp să te ții departe de lucrurile care simți că nu sunt pentru tine. Eu am încercat să inspir mai mult decât să motivez, în sensul că mă ascult foarte mult pe mine și probabil prin puterea exemplului inspir și pe oamenii din jurul meu. Ce merge pentru cei din jur, poate nu merge pentru tine și atunci e foarte important să ai vocea asta interioară bine dezvoltată și să faci liniște în jur ca să te poți asculta pe tine. Având o relație de foarte mult timp cu Fitbit și o relație extrem de apropiată, m-a învățat și să-mi fac timp să meditez, și să-mi fac timp să-mi aleg ce coach vreau eu, dacă vreau să am un coach pe ceas. Am un singur gadget, acest ceas, fără de care nu merg la alergat, nu fac o drumeție pe munte, nu plec la not fără el, practic nu plec nicăieri. Cred că din când în când noaptea ne mai despărțim. Îmi pun cronometru, ies afară, alerg 20 de minute, mă întorc acasă, mă spăl și mă duc la treaba mea. Dar chestia asta mă face să mă simt foarte bine în legătură cu mine. O femeie frumoasă, în opinia mea, este intuitivă sau în contact cu partea ei interioară și cu intuiția ei și are curaj să arate. Gadgeturile și tehnologia au un rol important în rutina mea și în mod special smartwatch-ul Fitbit, care este nelipsit din rutina mea zilnică, pentru că în fiecare seară am observat că îmi verifică dashboard-ul, verifică câți pași am făcut în ziua respectivă, cât de activ am fost și mă ajută foarte mult noile aplicații care pun accent pe partea de mindfulness. Cred că cel mai important lucru pentru mine este felul în care mă face să mă simt, faptul că pot să fac un lucru la care visez de mult, despre care am convinsă că nu e pentru mine și care îmi dă timpul ăsta cu mine, o oră, seara, în care nu mă gândesc la nimic, ci doar alerg, ascult muzică și după mă simt așa extraordinar că am reușit încă o dată, poate o distanță un pic mai mare sau o viteză mai bună, mă simt foarte bine.